Așa mers. La sală. Adevărat sau? Da, mă, da, adevărat. Ce treburi aveți mâna rezolvat? Nu, azi că n-a avut de spus tot ce. El cu mine, a vrut să spună. Treabă. Eu mă bucur că poate mă scap de Manuela. Poate mă scap de Manuela, Doamne ajută. Dar el zicea, dar nu m-am gândit eu că bă, poate vine el la emisiune. El spunea de ea că e falsă și că joacă teatru și că nu-i place și că s-a reorientat. Ce mă fi dansat așa, poate, să da? Are ceva da, cu tine. Da, zicea de ea că joacă teatru. Era normal, frate, odată ea s-a îndreptat spre tine. Păi știi ce să zici, că e falsă. Dar foarte bine, Doamne, nici nu mă gândesc la chestia asta, mă bucur. Lasă, Vrăjeala. Nu, dacă vrei să mai ai discuții pe tema asta. Mamă, și eu m-am gândit acum, intră mare frumusețe de fată, în sfârșit mă dau și eu la cineva. Am și eu la cine să mă dau. Bă, măcar atâta, măcar să mă dau. Lasă-mă că Mariana e acolo pentru tine. Mariana. Păi, am zis că nu stătea sub pupi, mă. Mariana și la bine ai și la pup? Greu, bă. E așa de disperată după ăsta că, nu știu, parcă nu, el. Nu-i vine să creadă că ăsta o pupă sau Mariana și la bine și la greu, bă. O ai acolo. Mamă, stai să vezi ce iese acum, Ricardo, cu tine. De ce, da, bă, da, ce treaba da. Mai băgă și pe paie asta. Pe foc, bă, șoșoilor. Dar sparge. Dar ce treaba mea cu omul, frate? Nu știu, dar nu știu cum a plecat. Nu, măi, a rămas cu mine în cameră, era cu Ricardo în cameră și a plecat Iancu. Bine, am văzut niște videouri. Gen, a preferat să stea cu mine în cameră, l-am cunoscut de două zile, decât să stea cu Ricardo. Face, bă, frate, te rog, stau cu tine în cameră, că mă stau cu ăsta, facea. A stat cu mine două nopți. Nu mai muncă la... A venit și-a luat bagajul și a plecat. Ce va să face Ricardo? N-are treabă, mă. Treaba mea cu omul, frate. Nu, mă, n-au treabă, dar gen, nu se... Pentru mine e o bucurie că Manuela acum se îndrepte pe Marius și gata. Dar nu cred că Marius vrea să... Și fii atent, dacă Marius se întoarce și vine cu gând de răzbunare să se dea la D. Da. Eu cred că așa face. Lua la dans dacă era așa. No, no. Dar nu știu, nu știu. Că încă nu știe, dar... Nu acceptă de ea, frate. Nu, no, că e băiat de Marius. Și nu se dă poate să dea oricine la ea. Nu poate să dea oricine la ea, nu... N-am eu treabă. Da, poate o să ia pe fata nouă. Ce mai fată nouă, mă, că nu merge fata? Aia, pe Andreea. Pe Andreea. Am avut eu, a venit Adrian. Nu, îl cunosc pe Marius, nu-i genul. Am avut eu pe Adrian, duel cu Adrian, băieți, stați liniștiți. Când am venit în emisiune și l-a plecat după aia, după o săptămână și s-a întors după 3 săptămâni când ne-am eu cu Raluca. Și acolo am avut eu meci greu. Atunci, da, cu Adrian am avut eu meci greu acolo. Ținte, eu eram pe scaunul ăla și el pe scaunul ăsta aici. Ăla a fost meci greu. Să plângă mereu pe Raluca. Ăla a fost meci greu. Marius e... Azi dimineață? Da. Nu spune, eu am fost la salier cu ăsta. Da, mă, dar le-am zis. Și nu i-ai zis nimic, așa? Nu știa nici el. Nici tu? Azi dimineață la 7, și la 7 jumătate. Aaa, dileul. Am fost la sală ieri, am stat, ne-am... Măcar te-ai mai recreat un pic în România. Da, am vrut să-ți sun, să mergem la sală, da? Da, toată lumea, și Mocanu zice, băi, te sun să mergem la sală. Ne da mesaj, era... Bă, tu știi că chiar îmi lipseau sfaturile tale, pe bune. Îmi lipseau sfaturile tale. Nu. Bine că ai revenit. E băia matur. Am cu cine să mă consult acum. Mă bucur că vă cred că o să dorm cu voi. Ai. Și ia zi, care-i treaba? Surprinzător. Ai dansat cu Manuela. Manuela ai luat. Tot da. Cu Manuela. A văzut? A dat? Da. Da. Da, da. Ce vreme dacă mi-a făcut să-mi ia, mă? A, ok, frumoasă, da. Nu? Și mi-a plăcut de ea. Așa m-a vrăjit și prima dată. Așa s-a uitat la mine. Să mai crezi cu barba. Păi și... uita la mine. Păi ea nu mai e cu Ricardo, știi, nu? Ricardo. Păi n-a fost niciodată, părea lui Marius. Iară! N-a fost niciodată. Marius, nu mai e cu Ricardo. Așa a zis la toți băieții, nu mai e cu Ricardo. Nu, mi-a zis că chiar nu mai aveți niciodată. Nu, dar chiar mai... Chiar mai... M-am pupat eu cu ea. M-am pupat eu cu ea, mare. Chiar n-au avut. Asta știa gândiți. Asta a avut. Ia uite-l. Am încălat să am au avut mai mult decât știți. N-au avut. Gata. A, da. Am auzit că s-a dat ăla, nu, s-a dat ăla ce. Am auzit, mi-a pupat acum. Pe Manuela, frate. Am ieșit bine, oricum. Manuela. Dar Ricardo nu mai are treabă, că e oricum. Și bine, gen Gărgea. Da, așa. M-a spus bine. Da. I-am zis, băi, am făcut o gafă. Zi, ne-ai făcut o gafă, Ricardo, în gură. Da, da, Ricardo. Da, Ricardo, acum zicește, băi, ce-am pierdut. Nu mă bagă subiectul ăsta. Nu face plăcere subiectul ăsta. Dar oricum, mă bucur că am venit. Chiar mă bucur, jur. N-am... Băi, nu auzi? Oricum mai aveai nevoie de o săptămână în ultima oară când ai plecat, așa mi-ai zis. Bă, te-am zis doar, bă, lăsați-mă și mâine, nu mă mai votați așa din scurt, lăsați-mă un pic să mă... Acomodez. Cu situația. Eram supărat atunci, n-aș mai fi venit. Am și zis, băi, nu mai mă întorc.
Da, acum... Treburi nerezolvate sau? Acum e altceva. Da. Asta e. Da. Am și vorbit un pic cu ea în privat. Cu cine? Cu Manuela. Așa? Dar nu ieri, astăzi. Acum o săptămână. Și-a cerut scuze, nu? Și-a cerut scuze, frumos din partea. Este că Ricardo e un b***i, ți-i mai știu, uite-mi zic. Băi, am văzut ce-am pierdut, mă. Aveai dreptate. Culpea când ajunge la struguri spune că sacre, știi cum e, frate. Da. Ce? Culpea când ajunge de la struguri. Eu când auzi cala asta mă gândesc că da, vulpea, mâncă struguri. Dacă tu vrei să zici așa, da. Da, nu-i frumos să-l jignească dacă stau că îl gândesc. Cine să-l jignească? Dar l-a făcut sau ce a spus? Ia uite ce frumos e. Cred că glumești, cred că nu știi ce a jignit. Nu avem voce. Domnul. Ce crezi, te rog frumos, spune. Adevărul? Cred că nu i-a plăcut niciodată de tine. Asta e adevărul. Dar nu mă mai bag la Ricardo. Mai bag când fac nervi. Nu-i place de tine. Nu cred că i-a plăcut niciodată, de fapt. În momentul de față îi place de ela și de Roxana. E evident. Ochi vizibil. Nu se poate controla. Nu știu exact care e motivul pentru care a revenit. Dacă din cauza ta, pentru că văcutea la puțin la dans și oarecum m-a făcut să mă gândesc că intențiile lui gen înspre tine, dar nu sunt intențiile reale. Adică inițial am tot ca pe un semn, știi? Am văzut că a venit, nu știu ce, știi? Și după aia, când am văzut cum se uita la el și cum interacționa cu el la Cruxana, scat. Ia uite. Ia zi, iubire, de ce alte două fete știi tu că îi place la Marius? Încă una, nu, că... Ce? Ce fata? Care era a doua, Bianca? Am că nu mi-ai zis, n-am apucat să vorbim. Am zis Ela și Roxana. A, deci nicio treabă cu Manuela. Ce? Nicio treabă cu Manuela. Nu. Am înțeles. Și ce te-a făcut să crezi asta? Gesturile, privirile, modul în care interacționați. Păi nu, cred că pot să le întreb pe ele dacă au simțit din partea mea priviri, mai așa sau... Dar nu știu dacă fetele pot să... adică ar putea să... Păi nu, o fată... Marius, eu simțit în sezonul... Pardon, scuzați, mi-era simțit sezonul 1. Ai simțit în sezonul 1 când n-am fost eu. Ai fost aici, dar când ai plecat n-am mai... Ce-am făcut? Am simțit priviri când erai aici, mă, omule, nu înțelegi? Păi de ce, mă, dacă mă uit în ochii tăi când vorbesc cu tine, înseamnă ceva? Băi, n-a zis să facem cuplu, măi, nu te mai agita. Adică în sensul că o place, a simțit. A simțit. Am înțeles. Da, o plac, le plac pe amândouă, da. Nu trebuie să vorbești ironic, că nu are rost. Mulțumim. Păi dacă tu ești ironică cu mine... În cape. Ironică? Dar n-a fost ironică, eu ce am simțit, eu ce am văzut, măi, omule. Are inima mare, băi, Roxano, e normal. Păi ar trebui să fii mulțumită, că uite, te mai place un băiat. Încă unul în plus. Dar mai pus unul pe listă. Păi dar de unde știu cine mă place? Poate nu mă place niciunul. Atunci sunt primul și ultimul. Da, ai mai bine așa. Și Roxana lovește sus. Manuela pierde teren. Și acum și pe ăla, hai prin plan și pe ăla. Ba da. Ia zi, Luca, tu ai simțit vreo privire aia pătrunză? Ela, eu nu Luca din băieți. Da, da. Nu vorbești cu toți băieții, îi pupi într-un loc. E, că păi da una la băieți, băieți. Ai dreptate, Mariana, chiar da. Ce părere ai, Mariana? Simt să vorbești la dor? Ai trezit? Te-ai trezit? Ce anume? S-a trezit. Ai simțit tu și tu vreo chestie? Aia la zi ai simțit? Da, eu am simțit de la început. Ai simțit, nu? Păi nu. Mă place la fel de mult? De la început. Tot așa, nu? Am da, simțit de la început. Ai simțit cu inima că să fac parte din viața ta? Mariana! Nu că auzi că... Mariana! Da! Tu ce părere ai de ela? Da, ce că scrie la toți băieții. Uite, nu mai bine mi-a scris. De nonie. Da, din gură, le! Vă știu că le scrii la toți băieții. Ce fac? Mariu, în afară. Nu mă fă, tu poți să taci, tu, femeie. Ia lăscu, dar tu ești umbra mea? Ești umbra mea, zi? Tu nu vorbi de mine, tu, femeie. Dar nu mai duc afară, zici că nu zici adevărul în emisiune. Nu vorbi de mine. În spate, și ador vreau să te pupi și te cuprindești tu șești. Tu nu mai vorbi despre mine. Scoate adevărul în emisiune, scoate adevărul în emisiune. Acum, dacă ai venit, nu cred că o să mai ai, pentru că o să mă atace. Pentru că știu că e cam frică de tine.
Da, doamna, eu de obicei când mă îndrăgostesc, eu așa fac, că sunt foarte îndrăgostit eu. Ce face Georgiana? E bine, acasă. Te așteaptă? Mai bine nu deschid în subiectul ăsta. Roxana, câte cupluri ai reușit să-ți faci aici? Da, că n-au fost chiar cupluri, mă. Relații. Dian, cu Bogdan. Te-ai îndrăgostit de fiecare în parte, la fel de puternic sau? Dar Mocanu mi-a plăcut și am apreciat cel mai mult, că m-a așteptat foarte mult. Puterea dragostei continuă. Ne vedem de la ora 17.